Așa s-a întâmplat că Maxim s-a căsătorit cu Maria în urma unei legături întâmplătoare pe care nu o ținea minte, dar îi părea că este doar vina lui, responsabilitatea lui și că nu are pe nimeni de învinovățit decât pe el însuși. Dar, de fapt, lucrurile nu erau așa. Maxim Pokeirovski era un băiat bun dintr-o familie respectabilă și intelectuală. Mândria mamei sale. Se descurca bine la școală. A intrat din prima încercare la facultate, la facultatea de economie. Totul conform planului. Nu le-a cauzat niciodată probleme părinților săi, ci doar i-a bucurat cu gândirea și comportamentul său conștient. Tatăl său era un om de afaceri cu un mic, dar destul de stabil și de succes, afaceri, iar mama sa era medic. Nu se putea visa la un soț mai bun pentru un băiat bun dintr-o familie respectabilă. Pe fata cu care Maxim se întâlnea de mult timp, pe Olga, a ales-o și el după chipul și asemănarea sa. Olga studia la Facultatea de Pedagogie, a aceleiași universității unde studia și Maxim. Uneori, lecțiile sale de filosofie aveau loc în clădirea Facultății de Pedagogie. Acolo a remarcat-o pe fata simpatică și serioasă. Și în familia Olgăi totul era bine. Tatăl ei era profesor. Iar mama ei preda, de asemenea, într-o instituție de învățământ. Era o partidă ideală pentru un tânăr ideal. De revelion, Maxim i-a cerut Olgăi în căsătorie. Rudele de ambele părți au răsuflat, în sfârșit, ușurate. Slavă Domnului! Se temeau atât de mult de vreo oportunitate care ar fi putut despărți tinerii, căci un astfel de meci perfect nu se întâlnește des. Tânărul își dorea foarte mult să se descurce singur, să-și poată asigura viitorul, fără să ceară ajutorul părinților. Era un gând nobil și rațional, dar totuși îngrijorător. Tinerii erau încă înflăcărați, orice putea fi. Iar rudele de ambele părți erau atât de optimiste cu privire la această alegere a partenerilor. Ca oameni maturi și cu experiență înțelegeau că copiii lor erau o pradă ușoară pentru oameni necinstini și meschini și se temeau foarte mult să nu spulbere fericirea care le căzuse în cap. Cum a fost chemată nenorocirea, care a venit neașteptat și irrevocabil când părinții au stabilit deja data nunții, au răsuflat ușurați, dar, după cum s-a dovedit, în zadar. Totul a început cu o călătorie nevinovată a lui Maxim cu prietenul său din copilărie, Denis, la țară, la pescuit, Primăvara. Cel mai bun prieten a propus să petreacă timp împreună, într-o companie exclusiv masculină. Ca și cum ar fi prefigurat un burlac, când mai este timp să petreci timp împreună. Deci, ești mereu cu Olga, o iubesc, înțelege-mă corect, ea este o persoană minunată și o viitoare soție minunată, dar totuși îmi doresc să ne adunăm și să ne relaxăm singuri, fără să ne uităm la sexul frumos. Denis a fost convins de prietenul lui Maxim, deși, sincer, nimic din toate acestea nu îl atrăgea, nici natura, nici compania masculină pentru băutură. În toate acestea, pentru el era extrem de puțin atractiv, dar un prieten este un prieten, cu atât mai mult, cel mai bun. Și Maxim a cedat la rugăminți, a decis că va fi, că va minti tinerețea, că tot mai sunt câțiva ani de viață de burlac. Denis a fost extrem de încântat de acord și cu un entuziasm nebun a început să facă planuri. A dezvoltat rute, în cele din urmă a preluat toate responsabilitățile pentru organizarea călătoriei și a timpului liber. Nu-ți face griji, eu rezolv totul, treaba ta este să-ți iei doar lucrurile necesare și să te urci în mașină. Niciun efort din partea ta. Entuziasmul prietenului l-a uimit și l-a cucerit. Mai mult, faptul că de la el însuși nu se cerea nimic, era extrem de încântat. În ziua stabilită, așa cum a promis Denis, a ajuns la casa lui Maxim și l-a luat cu el. Ei bine, vrei detalii, unde mergem și ce vom face? Sau va fi o surpriză? Cel puțin în linii mari, schițează în linii mari. Tu știi deja, avem pescuit, am închiriat un căsuță pe lac dacă vrei prospectul este în portbagaj. Maxima a scos și a început să studieze hârtia. Și ce este programul de seară extins? Eu, de fapt, Olga a spus că vom fi doar noi doi într-un loc uitat de lume. Ce este acolo în afară de noi? Doar țânțari și alte companii de pescari. Așa va fi pur și simplu seara pentru cei care doresc să organizează petreceri în clădirea principală. Și asta a fost tot. Restaurant, muzică, mâncare, nimic deosebit. Fete, da. A zâmbit Maxim, înțelegând unde voia să ajungă prietenul său, dar nu a clarificat acest lucru. Pare că nu avem nevoie de asta, dar înțeleg că nu vom prinde nimic, și chiar dacă am prinde, ce gătim cu doar gustări? Trebuie să mâncăm ceva cald măcar o dată pe zi dar trebuie să fie ceva rezonabil, nu ceva extravagant. Nu știu ce va fi acolo. Dacă suntem sinceri, să vedem, dacă ceva mâncăm și plecăm înapoi la casă. A spus Denis. La început, totul a mers bine. Băieții au prins chiar și doi crapi mici, iar Denis a găsit și un mreană mică. Maxim a încercat să insiste în mod vag pentru supă, chiar s-a oferit să o gătească singur, pentru a nu merge nicăieri, dar lui Denis nu-i plăcea deloc ideea. Ascultă, ce supă! Ai curățat vreodată pește în viața ta? Nu mă face să râd, trei pești. A protestat Denis. Hai să mergem, să vedem ce oferă localnicii. Mă doare deja stomacul de la cipsurile pe care le mănânc toată ziua. Vreau mâncare normală, altfel nu pot dormi. Maxim nu a avut argumente împotriva acestui argument și a plecat cu prietenul său. Mai ales că, sincer, le era foarte foame. Gustările nu făceau decât să le deschidă apetitul, iar toată captura lor zilnică a fost deja dată pisicilor locale, care nici măcar nu au fost încântate de darul lor. Restaurantul club local Arlechino i-a lovit pe prieteni cu aspectul și atmosfera sa părea că nu au plecat de la oraș la 150 de kilometri, ci s-au teleportat în 1989. Din difuzoare se auzea hitul trupei Iuveselii Băieți. Roze erau roz, mobila și tot ce era în jur era fabricat și instalat înainte de perestroica. Te iei de mine? Hai să mergem la magazin să cumpărăm mai multe chipsuri. să lăsăm să doară stomacul, nu voi merge acolo dar poate că acolo se servește carne de animale de vârsta noastră, a aceleiași Svelana Socolova. Nu vreau să văd și spitalul local din interior. Maxim a dat dovadă de sarcasm. Vom avea timp să plecăm, hai să mergem. Denis a condus prietenul său la masă. Când a venit o spătătoarea, Maxim s-a speriat cu adevărat. Mama mia! A exclamat el. Are o coafură voluminoasă, o coafură înaltă și ochi albaștri. Am văzut așa ceva doar pe fotografiile părinților noștri în stil retro. El a privit cu groază cum Denis face comanda și a crezut că nu va mânca niciodată acolo. Trebuie să recunosc că, când au adus mâncarea, bărbatul a fost foarte surprins. Da, farfuriile erau aceleași din secolul trecut, dar mâncarea arăta superb, mirosul era atât de bun. Încât, în burtă, i s-a făcut un murmur imediat, fără să-și dea seama cum a început să înghită mâncarea adusă și chiar a gustat vodka pe care a comandat-o și prietenul său. Într-o oră, prietenii nu mai acordau atenție decorului. Amețiți și fericiți! Ei se bucurau de viață, nu mai acordau atenție nici la ambianță, nici la chelneriță, ci beau și fredonau hituri cunoscute din copilărie. De fapt, la acel moment, memoria lui Maxim a fost complet dezactivată. Apoi, un gol total. Dimineața s-a trezit într-un pat necunoscut, capul i-a durut de o durere groaznică, atât de tare încât nu putea nici să privească lumina. Durerea era transmisă chiar și de mișcarea ploapelor. Odată revenit în fire, a înțeles ce i s-a întâmplat. Lângă el zăcea o necunoscută. Iar aspectul ei sugera în mod neechivoc ce s-a întâmplat în noaptea aceea. Ea era goală, verificându-se, uitându-se sub pătură, Maxim a fost îngrozit să constate că el însuși era. Costumul lui Adam. În ciuda durerii de cap, gândurile și blestemele la adresa lui însuși au început să se învârtă prin ea. Ce am făcut? Cine este fata asta? Ce am de gând să fac acum? În timp ce Maxim încerca să-și revină în fire și să se gândească la ce să facă în continuare, fata de lângă el s-a mișcat și a deschis ochii. Nu părea deloc speriată și parcă totul era normal pentru ea. Bună dimineața, m-am trezit, a spus ea zâmbind, da, bună ziua, tânărul nu înțelege acum să reacționeze sau ce să spună. Situația l-a șocat imaginea neobișnuită a unei domnhoane îi era complet străină. Nici măcar nu înțelegea dacă avea dreptul să se adreseze unei fete străine pe tine, absurditatea situației, faptul că amândoi erau goi, părea să nu dea dreptul la familiaritate. Îmi pare rău, nu mă amintesc deloc noaptea trecută, mormăi Maxim, și de ce țip la mine? Fata era surprinsă. Pur și simplu nu mă amintesc nimic, s-a scuzat tânărul, cum adică nimic, cum ar fi căsnicea chemată la mine acasă pentru a trăi chemată la oraș, nu-ți amintești nici asta. Zâmbetul a dispărut instantaneu de pe fața fetei, iar tonul ei a devenit isteric. Maxim era îngrozit de ideea de a se căsători și de a locui cu ea. Era capabil de așa ceva? Gândurile îi zburau prin cap cu viteza luminii. Ce să facă, și ce să spun acum? Probabil că, dacă tânărul ar fi avut o altă atitudine din copilărie dacă ar fi comunicat mai mult cu fetele și ar fi consumat mai des alcool, reacția lui la ce se întâmplase ar fi fost cu totul alta. Dar Maxim s-a comportat în mod obișnuit pentru el, ca un tânăr cinstit și conștiincios. Tocmai astfel de bărbați, cinstiti și conștiincioși, sunt cei care cad în ghearele femeilor întreprinzătoare și lipsite de principii. În general, s-a comportat ca un idiot, a balbait și s-a cerut iertat în fața unei fete cu o clară lipsă de responsabilitate socială. Desigur, ea nu era o lucrătoare în domeniul serviciilor denumite, dar o amatoare cu experiență. Oricine ar fi văzut-o imediat pe fața, comportamentul și modul de exprimare. Dar Maxim pur și simplu nu avea experiență în interacțiune cu astfel de fete. El a tripșat totul provincialității, Lipsei de educație și educații adecvate. S-a întâmplat ceea ce părinții săi se temeau atât de mult. Confruntându-se cu aroganța și presiunea, fiul s-a pierdut, a devenit absolut neajutorat, ca un ultim prost, așa cum și-a gândit majoritatea. Desigur, nu a vrut să înșele pe Olga. Conștiința nu i-a permis să se comporte altfel. Când Maxim s-a întors de la pescuit, a decis că nu vrea să înșele pe nimeni și a început imediat o conversație serioasă cu logodnica sa. I-a explicat totul. Că a fost o legătură întâmplătoare, că nu-și amintește nimic, s-a cerut iertat, a jurat și a stat literalmente în genunchi, cerșind iertare. Văzând lacrimile și regretul sincer în ochii iubitului ei, inima Olgăi nu a rezistat. Manifestând o înțelepciune nemai văzută pentru vârsta ei, ea a decis să-l ierte pe Maxim. La urma urmei, o legătură întâmplătoare, alcool, regret și remușcare completă. Fata a văzut chinurile conștiinței care l-au chinuit pe tânărul bărbat și nu a putut să se împotrivească. La urma urmei, ea îl iubea, îl iubea foarte mult. Chinurile și autoflagelarea lui nu o puteau lăsa indiferentă. Nu se poate spune că Olga a iertat totul și a uitat totul imediat. Desigur, a existat un sentiment de resentimente în sufletul ei, dar nu a spus nimic nimănui. Nici măcar nu a împărtășit ce s-a întâmplat cu cele mai bune prietene ale sale și cu propria mamă. Se temea de condamnare și milă. Probabil că nu ar fi primit un sfat înțelept și echilibrat din exterior, și asta ar fi făcut doar pe toată lumea să se opună lui Maxim. În general, mai mult de o lună, Maxim și Olga au trăit și au încercat să depășească ce s-a întâmplat. Maxim era ucis de sentimentul de vină și de neînțelegerea modului în care se putea întâmpla toate acestea. Olga încerca să găsească în ea puterea de a ierta, nu doar formal, ci din inimă, pentru a uita și a nu-și aminti. S-a dovedit că nu este atât de ușor, dar s-a dovedit că cel mai rău abia urmează. Au trecut exact cinci săptămâni de la acea pescărie nefericită. Era sâmbătă, și Maxim și Olga stăteau liniștiți la bucătărie, luau micul dejun și discutau planurile de weekend. A sunat soneria, au sunat direct la soneria ușii de intrare, ocolind interfonul. Și Olga a mers să deschidă. Maxim a auzit-o cum îl cheamă cu un glas diferit și a alergat la ușă. Inima i-a în picioare pentru că cu un astfel de glas nu anunță nimic bun, dar cele mai îndrăznețe și crude fantezi nu ar fi putut prezice ceea ce a văzut pe pragul apartamentului cu un bagaj în mână. Stând acolo erau două femei, o tânără fată și, după chip, evident mama ei, fata era aceeași Maria, aceeași cu care Maxim se trezi după seara nefericită la clubul restaurant Arlechino. Maxim a fost copăleșit de un val rece această grupă de turiști nu anunța nimic bun. Fața femeii adulte avea o expresie furioasă. Se vedea că fierbea de furie. Fata stătea cu o expresie vinovată și se simțea clar inconfortabil. Tu ai însărcinat-o pe fica mea?" A întrebat mama, așa cum a ghicit corect Maxim dintr-o privire. Era evident că nu era obișnuită să caute cuvinte în buzunar. Tipul stătea în lemnit și tăcea. Ca și toți cei prezenți. Tu! a repetat femeia cu o mare presiune și l-a lovit cu degetul, dovedind definitiv că nu a fost instruit în maniere în Institutul de Fete Nobile. Dar, se pare, sunt de vină, a spus Maxim. Ce rost avea să mă ascund? Era evident că a fost o legătură, care ar fi putut duce la un copil. Se părea că mama Mariei nu avea nevoie de nicio confirmare a dreptății sale. Ea l-a împins pe Maxim cu mâna în mod stăpânitor și a intrat în apartament. Maria, cu un aer apologetic, s-a uitat la Olga și la Maxim și a urmat-o pe mama ei. Era clar că era foarte jenă, dar nu putea să nu asculte. Nu ascultarea, se pare, era pedepsită sever. Proprietarii apartamentului după ce s-au uitat unul la altul, au urmat încet după oaspeții nepoftiți. Olga abia se abținea să-i în plâns. Era clar că pentru ea, ceea ce se întâmplase era un șoc teribil. Când au intrat în bucătărie, mama Mariei s-a așezat la masă. S-a sprijinit de masă cu mâna și s-a lăsat pe spate, ca și cum ar fi fost acasă. Maria stătea lângă ea și tremura, fie de frică, fie de confuzie cum a decurs conversația ulterioară. Era clar că mama Marie insista asupra unei căsătorii imediate, pentru ca fica ei să nu trăiască în rușine și ca nepotul sau nepoata ei să fie legitim, ca în casele respectabile. Dacă Maxim ar fi avut anterior experiență în astfel de situații, dacă nu s-ar fi învinovățit și nu și-ar fi asumat toată responsabilitatea pentru ceea ce s-a întâmplat, Poate că mama Mariei și fiica ei ar fi plecat înapoi cu trenul la satul lor natal. Dar dacă ar fi, dacă ar fi, povestea ar fi fost diferită. El nu a alungat cuplul obraznic pe prac, oferindu-le bani pentru a întrerupe imediat sarcina, ci a acceptat responsabilitatea. Maxim nu a putut să-și stăpânească lacrimile. Când a explicat în cele din urmă cu iubita sa, dar nu era nimic de făcut. Conștiința lui nu-i permitea să procedeze altfel. Olga a părăsit apartamentul cu lucrurile ei, iar Maria s-a mutat cu certificatul de sarcin al miresei. S-au căsătorit peste o lună. S-ar fi putut întâmpla și mai repede, dar soacra insista asupra unui banchet, care trebuia organizat. De la el se cereau doar bani. Indiferent cât de mult s-a opus Maxim, nu a putut să-și contrazică soacra ea insista asupra unui eveniment fastuos. În același club restaurant Arlechino. Argumentele nu erau acceptate și nici măcar nu erau luate în considerare. Tânărul bărbat era pur și simplu îngrozit. Toată viața lui, de la pescuit, și mai ales după acel apel nefericit la ușă, a mers prost. Nu numai el era în șoc, ci și părinții săi, ceilalți rude, colegii și pur și simplu cunoscuții cei care nu erau inițiați în detalii se șopteau pe la spate. Au schimbat-o pe inteligenta și frumoasa Olca, rafinată și calmă, dintr-o familie respectabilă și prosperă, cu o țărancă. Da, chiar ea, Doamne ferește! Acest lucru părea imposibil pentru toată lumea și nimeni nu se sfia să folosească expresii dure în spatele lui Maxim. Mai mult, Maria a încetat destul de repede să-și ascundă adevărata față, ceea ce a înrăutățit și mai mult situația viitorului ei soț. La început părea că se temea și era dependentă de mama ei, de Larisa Arcadievna, dar destul de repede a devenit clar că aceasta este o altă mărul din pom. Maxim nu era orb. El vedea și înțelegea totul. Dar ce să faci acum? Să-și abandoneze copilul? Să-i dea din nou în creștere propria lui carne și sânge acestor două femei? Oh, nu-i vor crește. Desigur, se simțea jenat atât de comportamentul său, care a dus la acest sfârșit trist, cât și de acești noi rude și de mediul lor. Ce să faci acum? La nuntă, el a invitat doar părinții săi. Toți oaspeții planificați anterior de partea sa la nunta planificată cu Olga pur și simplu nu ar fi trebuit să vadă această firie a rușinii. Acest oribil club-restaurant, de trei ori blestemat Arlechino, cele mai proaste și oribile rochii de mireasă. Acest maestru de ceremonii era ca din cele mai proaste comedii, cu glume vulgare și jocuri. Lista de melodii din anii 90 era un coșmar. Dar Maxim scăpase deja de însurătoare și era deja mulțumit de asta. Totul era la fel ca la oameni, după părerea Mariei și a Larisei Arcadievna, desigur. În afară de ei și de prietenii lor, care se înghesuiseră în acest club, aproximativ 50 de persoane, nimeni nu ar fi spus asta. Un fel de obscurantism ar putea fi numit ca la oameni. Părinții lui Maxim au rezistat mai puțin de o oră, copăleșiți de tot ce se întâmpla, mai ales, de sigur, de mireasă. Au exprimat fiului lor cuvinte de compasiune și au plecat. În cele din urmă, când au aflat despre întreaga situație, au propus o mulțime de variante de soluționare a problemei. Fiul lor a vrut singur să-și asume responsabilitatea pentru fapta sa. Bravo, desigur, pe de o parte, dar prost. Părinții au avut sentimente foarte mixte. Fiul Maxim își dădea perfect seama de amploarea problemei în care se încurcase, dar ca un om cinstit nu vedea alt mod de a o rezolva. Fata este însărcinată, căsătorește-te, și ce dacă fata nu-i mai convine, că e o legătură întâmplătoare, că are o mamă soacră așa de invidiată de toată lumea. Toate acestea erau clare pentru el, dar erau nesemnificative. Nu ar fi putut trăi cu el însuși dacă ar fi procedat altfel. Altă decizie, mediul, familia, prietenii, sunt importanți și părerea lor este, de asemenea, importantă dar ei vor pleca. Iar cum să trăiești singur cu tine? Cum să te înțelegi cu propria ta conștiință? Pentru Maxim, asta era imposibil, așa că decizia nu a fost grea. A fost foarte greu să se explice cu Olga nu pentru că ea nu înțelegea, spre deosebire de toți, ea nu dădea niciun sfat. Ea îl cunoștea perfect pe Maxim și înțelegea perfect cum va proceda. Se pare că ea a fost singura care a aprobat decizia lui și a acceptat-o din toată inima. Singura care a felicitat fără sarcasm, ironie și compasiune vizibilă fostul mire pentru ziua anunții. De asta a fost cel mai greu. O persoană pe care o iubea atât de mult, care îl înțelege atât de bine, se pare că era cu adevărat cealaltă jumătate și trebuie să te despărți de ea și nimic nu se poate schimba. De aceea, Explicația și despărțirea finală au fost atât de grele, insuportabile până la apariția durerii fizice. Tânărul om a realizat rapid că, odată ce decizia a fost luată, trebuie să facă tot posibilul pentru a o face cât mai fericită. În cele din urmă, se creează o familie, o nouă celulă a societății. În curând va fi un copil, iar el ar trebui să crească într-o familie iubitoare. Din partea sa, tatăl ar trebui să se străduiască din răsputeri, dar să facă tot posibilul pentru a realiza acest lucru. Maxim a început imediat, a încercat să-și îmbunătățească relațiile cu Larisa Arcadievna, să cunoască mai bine noua sa soție. Desigur, el nu era încântat de mama copilului său, dar trebuia să lucreze cu ceea ce era, nu va fi altfel, a raționat tânărul. El a încercat din toate puterile să asigure Mariei și copilului confort, să-i faciliteze viața, să o înconjoare de grijă și căldură cât de mult a putut da. Și chiar mai mult. S-a străduit să atenueze toate conflictele. La urma urmei, s-a dovedit rapid că Maria nu era deloc un înger, ea făcea crize de furie pentru orice motiv, își arunca drepturile și părea să se bucure de asta cu adevărat dar Maxim a perceput totul ca pe o pediapsă, ca pe o pediapsă. La urma urmei, cineva trebuie să facă concesii, să atenueze toate conflictele, dacă vom arăta amândoi caracter, nimic bun nu va ieși, absolut corect și imparțial, a reflectat tânărul. Toate forțele au fost puse pentru că atunci când se va naște copilul, să fie pregătiți pentru asta. A fost Maxim cel care a forțat-o pe Maria să meargă la cursuri pentru gravide, la cursuri pentru părinți tineri, la cursuri de naștere. Maria, din proprie voință, voia să stea doar pe canapea și să mănânce, și să se uite la seriale stupide. Nivelul de informații consumate era, de asemenea, corespunzător, uimitor prin calitatea sa scăzută și dezgustătoare. Maxim venea de la serviciu și o forța să meargă la plimbare pentru că este necesar să te miști pentru o funcționare normală a organismului. Îi lua mâncarea nedorită și alte alimente dăunătoare, ascultând insulte și țipete la adresa sa, chiar gătea mâncare sănătoasă, făcea curățenie pentru ca copilul să nu respire praf. Marie ei era indiferent de toate. În mod normal, femeile însărcinate aleargă prin magazine și cumpără tot ce văd, amenajează casa, își fac cuib. Dar pentru Maria, tot ce o făcea soțul ei să facă era plictisitor. Era făcută cu forța, ca și cum ar fi fost o favoare. Cu mult timp în urmă, au aflat că vor avea o fetiță. Maxim a angajat oameni, iar biroul lui s-a transformat în camera copilului. Maria nu se interesa nici de asta. Nu o interesau căciulițele, primele jucării, tot ce era necesar pentru zestrea copilului. Totul a fost cumpărat de Maxim, uneori cu ajutorul mamei sale. Envelopeul pentru eliberare a fost trimis de Olca. Maxim o suna din când în când pe Olca, îi povestea despre el și despre ce se întâmpla. Olga îl compătimea și îi sugera bâlând că, din moment ce Maria era însărcinată, nivelul ei hormonal era instabil. O liniștea spunându-i că, odată cu nașterea bebelușului, totul se va stabiliza și se va îmbunătăți. În ciuda relațiilor dificile și a diferențelor de viziune, aici Larisa Arcadievna era de partea lui Maxim și chiar o certa pe Maria seara să iasă la plimbare și să facă alte lucruri necesare pentru femeile însărcinate. O forța să facă curat și să gătească, să se miște cumva. Numai în acest sens, soacra și ginereul puteau găsi un punct de înțelegere. În acea zi nefastă, Maxim se grăbea acasă mai devreme. Avea posibilitatea să nu se întoarcă la muncă la birou. După întâlnire, nu știa că Larisa Arcadievna va veni și voia să-i dea de mâncare Mariei și să o forțeze să iasă la plimbare măcar puțin. La ultima vizită la medic, acesta a spus că nașterea va avea loc foarte curând și că este necesar ca mama să se miște cât mai mult posibil, pentru a nu exista complicații la naștere. Maria trecea totul cu vederea. Maxim era hotărât. A deschis ușa cu cheia sa, pentru a nu deranja din nou soția și a nu asculta reproșuri. A devenit martor la o conversație groaznică, care nu era destinată urechilor sale. Tu te-ai purta decent, în jurul tău se învârte prostul tău. Ai face măcar ceva, nerecunoscătoare, a auzit Maxim vocea Larisei Arcadievna de mine mi-e greață, a dat glas Maria. Soția de mine mi-e greață, s-a întrebat Maxim și a primit imediat răspunsul la întrebarea sa. Dar de ăla, detractoristul tău, Vadim, infractorul tău, nu ți-e greață. Ce n-ai ai gândit când ai despicat picioarele? Și în general, te-ai gândit cu capul tău că soțul, de la care ți-e greață să-l vezi sau să-l auzi, te poartă pe mâini ce se va întâmpla cu tine dacă te aruncă? La vadim tău vei merge, așa că are deja o nouă curvă. Nu a uitat cum te-a înjurat și încotro te-a trimis cu o la Dumnezeu ți-a dat o ultimă șansă. Maxim e pur și simplu aur și bine că e un intelectual sărăcăcios, altfel ne-ar fi alungat ca vântul de la prac. Unul ar fi cerut un test de paternitate. Ce ai fi făcut atunci? Copilului adevărat al tău nu-i trebuie degeaba, a strigat mama Mariei. Se pare că o astfel de instrucțiune și spălarea creierului nu era pentru prima dată. Mama înțelegea cât de norocoasă a avut fica ei, dar ea nu vedea propria ei fericire. Totul îi era ca apa de pe o rață. Ar fi vrut să se distreze, să bea și să se plimbe cu bărbații, iar acest măgar fără coloană vertebrală, soțul ei, îi era deja scârbă maxim a încremenit pe loc. Auzul unei astfel de trădări, de mizerie și de nivel de josnicie l-a lovit ca un ciocan în cap. El nu se aștepta, nu-și putea imagina nici măcar într-un coșmar de noapte. În viziunea sa asupra lumii, era ceva din domeniul fanteziei. Copilul nu era al lui. Și acum ce să facă? Și el o trădase pe Olga și se căsătorise. Pentru ce a făcut asta? El stătea și nu știa ce să facă. Soacra și soția lui continuau să se certe și să se strige replici de același conținut. Dar bărbatul auzise deja ce era mai important. Maxima a mers încet și în liniște spre ușile dormitorului, de unde se auzeau vocile. S-a oprit pe prag și a ascultat în tăcere ce se întâmpla. Femeile erau atât de absorbite de ele însele și de cearta lor, încât nu au observat imediat bărbatul care stătea în ușă. Se pare că Maria a văzut o mișcare din colțul ochiului și s-a uitat la soțul ei. Pe fața ei era scrisă frica, ea s-a înălbit instantaneu. Larisa Arcadievna, care stătea cu spatele la ușă, nu a realizat imediat ce se întâmplă și la început a crezut că fiicei ei însărcinate era rău. Ea și-a întrerupt următoarea replică jignitoare și a sărit la fiica ei, care, privind în tăcere la soțul ei, se așezase în fotoliu. Văzând expresia feței Mariei și ochii ei îngroziți, soacra a urmărit privirea fiicei sale și ea s-a schimbat la față, tremurând tot corpul de frică. Maxim a urmărit în tăcere tot ce se întâmpla. Și când s-a convins în cele din urmă că a observat că el este acolo, a spus, ieșiți afară ca în zece minute să nu mai fie nicio haina voastră în casa mea. Totul îl voi arunca la gunoi. El vorbea încet și calm, fără să ridice vocea, dar în vocea lui se simțea oțel. La plecare, Maxim a aruncat peste umăr. Bună, Vadim! Special pentru a nu asculta încă o dată un concert în genul. Tu nu ai înțeles corect a demonstrat că a auzit totul și că nu va fi posibil să-l convingă nici măcar pe un prost ca Vadim. Larisa Arcadievna a încercat să se repede după el, a început să șoptească ceva, în timp ce Maria a rămas să stea în scaunul pe care se așezase. Să economisiți timpul vostru și al meu, a spus el calm. Puteți să mă considerați o fostă soacră. Într-o oră schimb cheile, așa că grăbiți-vă. Nu veți mai avea nicio șansă să intrați în această garsonieră și să luați ceva. Larisa Arcadievna a realizat că orice răbdare, chiar și cea care pare infinită la prima vedere, are un sfârșit. Așa că, în loc să piardă timp în încercării inutile de a demonstra imposibilul, a început să strângă cele mai valoroase lucruri. Maxim, din sufragerie, a auzit cum Larisa Arcadievna îi ordonă fiicei sale să se grăbească, el era în stare de șoc. Asculta sunetele care veneau din dormitor și încă nu putea să creadă ce se întâmpla. Doamne, ce prost sunt! Cum de-am putut fi înșelat atât de ușor? Această gând nu-i dădea pace, dar era și mai îngrozitor să creadă că a pierdut-o pe Olga și pe copil. Da, el înțelegea că nu era tatăl copilului lui Maria, dar el făcuse atât de multe pentru această sarcină, pentru bebeluș. Au trecut 12 minute, după cum indica ceasul de la încheietura mâinii sale, și el a mers înapoi la locul unde se făceau bagajele. Acolo, ambele femei lucrau în patru mâini. Dacă nu ieșiți și nu închideți ușa după voi în două minute, voi chema poliția, a spus el, fără să se gândească. De îndată ce a spus asta, i-a venit în minte gândul, ce le voi spune? Sunt soția mea oficială și soacra mea. Din fericire, femeile nu s-au preocupat de această problemă și au început să se miște mai repede cu pungile și valizele strânse în direcția ușii de intrare. Ambele femei evitau să se uite în ochii bărbatului. Nu vă este rușine de voi în șivă? A întrebat Maxim. A greșit din nou. Ne dai bani de taxi? A întrebat Larisa Arcadievna, absolut fără remușcări. Sunt la un pas de a vă da, a răspuns el. Nu mă duceți la păcat. Plecați imediat. Voi bloca cardul lui Maria chiar acum, așa că nu încercați să plătiți sau să scoateți bani cu el. Voi schimba și cheile. Mâine voi depune o cerere de divorț, voi cere să se infirme paternitatea mea și, deoarece în căsnicie nu am acumulat nimic, nici nu încercați să dați în judecată. Oricum nu veți obține nimic. Creatura la comă i-a aruncat ultimul lucru pe care soția sa i-l-a aruncat într-o izbucnire. De furie neputincioasă. În loc să o supere, această izbucnire emoțională nu făcea decât să indice faptul că și ea își dădea seama că pierduse. Nici că se putea să fie mai mulțumitor. Închizând ușa, Maxim a sunat mai întâi la bancă, era bine că cardul și contul său bancar erau cele principale și că putea bloca cu ușurință cardul suplimentar pe care îl dăduse soției sale. Ar fi făcut lucrurile mult mai dificile acum, dar, așa cum era, amenințările lui nu erau neputincioase. Mașa își pierduse instantaneu accesul. Pentru toți banii lui, era acum o chestiune de acces fizic. Maxim a format numărul biroului care se ocupa de schimbarea urgentă și non-stop a încuietorilor de la uș, de bună seamă că acum ar fi bine să pună un sistem de alarmă pentru orice eventualitate. Bărbatul vorbea singur, se gândea, înțelegea că Mașa avea o înregistrare în apartament și putea dovedi dreptul de a sta în el, așa că trebuia să afle imediat că a spart la cătul și a intrat în apartamentul lui. Tânărul s-a ocupat cu forța de problemele casnice cu picioarele pe pământ și a rezolvat problemele apărute, ca să nu se gândească la cele mai importante și dureroase, hotărând să nu amâne problema divorțului, așa cum i-a promis soției sale. A format numărul unui coleg al șefului departamentului juridic al firmei în care lucra el însuși, Mihail Iurievici. Bună ziua! Îmi pare rău că nu în timpul orelor de lucru. O rugăminte enormă! nu ai putea să-mi recomanzi un avocat bun pentru litigii familiale. Din fericire, Maxim îl cunoștea pe Mișa de ceva vreme și știa că acesta va ajuta oricând, fără prea multe întrebări și că nu va bârfi niciodată. După ce a primit contactul, bărbatul a sunat imediat numărul unei anume Maria Alexandrovna, pe care i-a recomandat-o Mișa. S-a prezentat și a spus de la cine a primit numărul, apoi a cerut o consultație online urgentă se pare că nu era ceva nou pentru o persoană din profesia ei, așa că a acceptat și a spus că o să-l sune pe videoconferință. După 30 de minute, Maxima a petrecut acele 30 de minute plimbându-se fără țintă prin apartament. A decis că a doua zi dimineața va suna la conducere și va cere o zi liberă. Voia să nu mai amâne să scape de toate lucrurile Mariei și ale fiicei sale viitoare. O altă amintire a propriei sale prostii, să cheme o firmă de curățenie, ca să nu mai fie nici în sens literal, nici în sens figurat, nici un spirit al acestei familii. În cele din urmă, telefonul a sunat. Era Maria Alexandrovna. Sincer, până când nu a privit ecranul, Maxim se temea că sună foștii săi socri. S-a dovedit că avocatul pentru conflicte familiale era o femeie foarte drăguță de vârstă mijlocie, care... După ce l-a ascultat pe Maxim cu atenție și i-a pus câteva întrebări suplimentare, a ajuns la o concluzie dezamăgitoare pentru el. Puteți depune o acțiune pentru a contesta paternitatea, mai ales că copilul se va naște în curând, dar iată ce vă voi întrista, nu putem depune o cerere de divorț. Legea prevede o limitare a acestui drept pentru bărbat dacă soția sa este însărcinată sau un în termen de un an de la nașterea copilului, dar copilul nu este al meu. Maxim a fost șocat de ceea ce a auzit. Mai mult, dacă în această perioadă ea va rămâne din nou însărcinată cu un alt bărbat, totul va începe de la capăt. Până când următorul copil nu va împlini un an și așa la infinit. Statul încearcă să protejeze femeile, dar se dovedește că nu toate sunt bune de cuvânt. Dar dreptul civil este obligat să presupună acest lucru. Și ce să fac cu asta? a întrebat bărbatul lui. T. În primul rând, desigur, să depuneți o acțiune pentru a contesta paternitatea, pentru a rezolva problema faptului că nu sunteți obligați să plătiți pensia alimentară soției și copilului ei, iar în continuare, în proces, vom vedea cât de rezonabilă este cealaltă parte și cât de dispusă să negocieze. Nu pot conta deloc pe asta? A zâmbit trist Maxim, totuși trebuie să începem de undeva, așa că, și-au convenit să se sune a doua zi dimineața pentru a se înțelege cu privire la o întâlnire personală și a începe să acționeze. Maxim a transferat banii pentru consultație și s-a gândit la durere. Îi era insuportabil să-i spună totul, așa că, dând curs impulsului, a sunat-o. Oli, salut, îmi pare rău că te deranjez, dar nu ai putea veni la mine. S-a întâmplat ceva, Fata s-a agitat vizibil când a auzit vocea, știa cum vorbește fostul ei logotnic. În ce situații? Nu se întâmplă nimic cu bebelușul. Nu mai există niciun bebeluș. A spus Maxim cu un glas stins. Ceea ce l-a speriat și mai mult pe Olca a fost că el a spus în curând voi fi acolo, fără întrebări suplimentare. Ea a căzut în nesimțire. Nu a trecut nici măcar o jumătate de oră când a sunat cineva la ușă. Cineva a început să sune nervos, fără să-și desprindă degetul de la sonerie. El s-a grăbit la ușă și a oftat când a văzut-o pe Olga în căușul ușii. Ea a intrat în apartament ca o săgeată și a oftat-i ce vreme. Am sărit în sus de câteva ori în timp ce veneam aici. Spune-mi, ce e cu bebelușul? Mășa este în maternitate. Nu știu unde este mășa și sper să nu mai aud niciodată de ea. Hai în bucătărie, îți voi spune totul în ordine. Monologul său, care tocmai începea, a fost întrerupt de un nou sunet de sonerie. Mecanicul a venit pentru a schimba încuietorile, explicându-i ce are de făcut, schimbarea tuturor încuietorilor și instalarea unei broaste, astfel încât ușa să nu poată fi deschisă din exterior, cel puțin când Maxim este acasă pentru a evita surprizele neplăcute. Maxim era dornic să se întoarcă în bucătărie și să continue conversația cu Olga, dar muncitorul nu părea să vrea să plece. Aici este nevoie de sudură, ușa este metalică și munca este lungă, a spus muncitorul, arătând că nu este dispus să se chinuie. Nu te voi jigni, te rog, fă-o bine, a spus Maxim. După ce i-a promis un bonus, Muncitorul a început să lucreze, iar Maxim s-a întors la Olga, care era nedumerită. Când Maxim a terminat povestea cu apariția sa bruscă, a fost surprins de reacția ei. Slavă Domnului, Maxim, am crezut deja că s-a întâmplat ceva rău cu bebelușul, cel mai rău. Ai spus la telefon că nu mai există niciun bebeluș, m-am speriat atât de tare. În aceasta era toată Olga, drăguță și bună. Cum a putut să o trateze așa? Sentimentul de vinovăție a căzut din nou asupra bărbatului. Din fericire pentru el, conversația a fost din nou întreruptă de meșter, care a terminat și a cerut să accepte lucrarea și să se plătească. După ce a plătit și s-a întors la Olga, Maxim era deja gata să vorbească din nou. Sunt foarte vinovat față de tine. Nimic din ce a fost, nu s-a întâmplat, a zâmbit fata. Care sunt planurile acum? Curte. Nu există alt ieșire. Deci, așa cum mi s-a explicat, divorțul nu îmi va fi acordat încă, dar măcar îmi voi lua de pe mine responsabilitatea pentru copilul altcuiva. Pentru a nu plăti, pentru că, așa cum înțeleg acum, m-au folosit și plănuiau să mă folosească în continuare ca vacă mulgătoare. Trebuie să oprim asta cât mai curând posibil și mi-e foarte milă de bebelușă, acum nu este nevoie de nimeni. Mi-e milă, dar ea are mamă și bunică. I-am văzut, ai auzit tu un suț personal. Da, mășa nu are nevoie de copil, dar Larisa Arcadievna este diferită. Ea și-a atât de mult fica, ca să se ocupe măcar puțin de sănătate și sarcină, așa că cred în ea. Nu o vor lăsa și o vor crește. Sper sper foarte mult, deși bebelușului îi este nevoie de mamă, de sigur, și de tată, de preferință, pachetul complet. Olga a părut evident întristată. Nu sunt problemele mele și nu sunt în puterea mea să fac nimic în acest sens, deși m-am atașat, de sigur, de această sarcină și de Ana în sine. Ana? Olga și-a ridicat surprins prâncenele. Așa am vrut să numesc copilul, deși toată lumea a fost împotriva mea, iar Maria și mama ei au insistat să o numească Angelica sau Angela. Groaznic. În mod serios, nu spune asta. Olga și Maxim au tăcut, fiecare scufundat în gândurile sale. Au fost întrerupți de un apel telefonic la telefonul lui Maxim Pokeirovski, te ascult, te deranjează din partea poliției, comisarul șef Vasiukov soacra și soția ta au fost implicate într-un accident de mașină. Au fost transportate la Spitalul Municipal 2. Vă rugăm să veniți cât mai curând posibil. Maxim nu-și mai amintea ce a murmurat în telefon și a încheiat apelul. I-a povestit Oliviei cuprinse de neliniște conținutul conversației. Hai să plecăm imediat. A ordonat ea. Nu-mi vine să cred, totul într-o singură zi, un divorț, apoi asta. Da, te-ai ars pe lapte, acum dai cu apă rece. Dar ea și sună la camera de gardă a Spitalului 2 și întreabă dacă au astfel de pacienți. E rezonabil. Max a sunat la numărul de telefon al recepției și s-a confirmat că ambele femei au fost aduse cu ambulanța. Au plecat la spital imediat. Din fericire, Olga a condus. Deoarece Maxim acum avea dificultăți în a face absolut orice. Ziua a fost prea bogată în evenimente de destin. Vremea era, într-adevăr, atât de rea, încât accidentele erau la tot pasul, mici, ude, zăpadă, gheață, întuneric. Un coșmar. Ajungând, Olga și Maxim au intrat în clădire pentru a găsi fereastra de informații. La fereastră îi aștepta polițistul care a sunat. Într-o clipă, Maxim a știut că divorțul nu va mai avea loc. Acum era văduv. Larisa Arcadievna a murit pe loc, ca și șoferul de taxi. Maria a fost adusă la spital. A murit acolo, iar copilul? A întrebat Olga Maxim, nici măcar nu a avut timp să-și dea seama de ce s-a întâmplat și să se gândească la fată. Mai bine discutați asta cu medicul. La etajul patru și la stânga. Eu te aștept aici. Olga l-a condus pe Maxim. El se mișca ca un somnambul, absolut incapabil să se concentreze în această realitate. Olga a găsit singură șefului de secție și a bătut la ușă. Putem să intrăm? Sunt soțul ei. Maxim abia putea să clătine din cap. Ne-au spus că mășa a murit, iar despre bebeluș trebuie să ne lămuriți dumneavoastră. Da, intrați. Acceptați condoleanțele mele. Soția dumneavoastră, se adresa lui Maxim, nu avea nicio șansă. O traumă craniocerebrală deschisă gravă. Era puternică, tânără, a rezistat puțin. În general, am reușit să extragem copilul, așa că ați avut o fică. Șapte puncte la apcar, perfect, având în vedere circumstanțele. 49 de centimetri, greutate 3100, de asemenea, foarte bine. Desigur, trebuie să stea câteva zile la noi în terapie intensivă, pentru a efectua un examen amănunțit, pentru a nu rata nimic. Dar, cred că în aproximativ o săptămână o puteți lua acasă. Încă o dată acceptați condoleanțele noastre pentru soție și soacră. Olga l-a scos practic pe maxim din șefului de secție. El aproape că nu se putea mișca. Maxim, adună-te! Această catastrofă, pur și simplu nu o cred. Trebuie să ne întoarcem acum la polițist și să mergem la morgă pentru recunoaștere, așa că adună-te! Olga era diferită de ea însă și... De obicei, bălândă și înțelegătoare. Acum era calmă și acționa ca un robot de fier. După ce toate formalitățile au fost rezolvate, Olga l-a târât pe bărbat într-o cafenea din apropiere. Hai să mergem, trebuie să mănânci, ai nevoie de forță. Trebuie să mă adună și să decid ce să fac mai departe. Nu avea deloc putere de rezistență. Toată energia rămasă, Bărbatul a încercat să o acumuleze pentru a-și aduna gândurile. A privit în tăcere cum Olga face comanda și, în cele din urmă, a spus: Dar ce trebuie să decid eu aici? Nu au rude, doar prieteni și cunoscuți. Trebuie să organizez înmormântările, asta e clar. Mâine mă duc la o agenție funerară și comand tot ce este necesar pentru a organiza. Trebuie să fie îngropați decent. Probabil, mai bine la ei. Cel mai important lucru acum este întrebarea despre cei vii, Maxim, ce să faci cu bebelușul. E ciudat, dar Maxim nu s-a gândit deloc la copil. Atât de multe informație și sarcini acum pur și simplu nu se încadrau în cap. Într-adevăr, ce să faci? S-a întrebat bărbatul. La urma urmei, nu au nicio rudă a intervenit Olga în gândurile lui. Chiar și la nuntă nu a fost nimeni. Mulți prieteni și cunoscuți, dar nu rude. Iar tatăl copilului. M-am prins doar astăzi de el. A spus bărbatul, uitându-se la ceas. Dar judecând după modul în care Larisa Arcadievna îi reproșa Mariei acestui vadim, copilul nu era de folos nici măcar cu mama, iar acum și mai mult. Maxim a tăcut și s-a gândit. Olga s-a scufundat și ea în gândurile ei. Ce crezi? Poate să o iau eu. A rupt tăcerea. Maxim, m-am temut să-ți propun asta. Știu că biologic nu-mi este nimeni, dar despre asta știu doar tu, avocat, și eu, și Maria cu soacra. Mai e și tatăl adevărat, Vadim, un tractorist bețiv, parcă chiar și un infractor. Larisa Arcadievna a spus, pur și simplu am enumerat, desigur, sunt sigură că copilul nu-i trebuie. Nu sunt sigur că el știe despre fals, se pare că a trimis-o pe Maria la avort, poate că cred că copilul este al meu, cu atât mai mult, da. Probabil că nu există altă cale, nu voi permite ca fata să crească într-un orfelinat sau la un astfel de tată. Slavă Domnului că nimeni nu-mi va pune întrebări, oficial sunt tatăl. Soțul legitim al mamei copilului. Maxim a tăcut, privind în jos. Ce viață minunată este Olga. Cu doar câteva ore în urmă, voiam să tai mâinile, pentru că eram un prost și m-am căsătorit cu Maria. Am crezut-o. Regretam că nu mă pot despărți. Mă gândeam cum să contest paternitatea. Dar a trecut câteva ore. Totul, totul s-a schimbat. Da, așa e, Olga a dat din cap la ora ora 16, în satul natal al femeilor, au avut loc înmormântări cu pomeniri. Totul ca la carte, au venit puțini oameni, niciun vadim nu a fost la înmormântarea Mariei, doar oameni cunoscuți pe care nu-i văzuse înainte. Maxim a discutat cu Alena, o prietenă de școală a Mariei. Acest lucru l-a convins pe bărbat în cele din urmă de corectitudine acțiunilor sale. Pe a opta zi a avut loc externare din spital, pe care au întâmpinat-o Maxim, Olga și părinții lui Maxim, care nu știau că fiul lor nu este tatăl biologic al fetei. Prin urmare, fără nicio gândire, s-au bucurat de nepoată. Și au încercat să ghicească pe cine seamănă bebelușul, au ajuns la concluzia că ea este toată ca bunica, mama lui Maxim. Le vei spune? a întrebat Olga în șoaptă. Cred că nu este necesar. De ce le-ar trebui asta? Ei se bucură de nepoată și de Ana. Și eu nu vreau să spun, nici măcar când va crește, asta nu va schimba nimic, nu-i așa. Eu cred și eu așa. Vreau să-ți spun că sunt foarte mândru de tine și de gestul tău. Olga l-a îmbrățișat pe Maxim și a șters o lacrimă. Acasă, pe ei îi aștepta o cameră pentru copii pregătită de mult timp, cu baloane. Jucării și tot ce era necesar. Mai mult decât atât, îi aștepta de daca Margarita Carlovna. Maxima înțeles că nu va putea face față fără ajutor din afară. Părinții au promis că vor ajuta, iar cursurile au lăsat-o amprenta unui anumit set de cunoștințe. Dar, totuși, acesta este un nou născut, o responsabilitate imensă, este nevoie de ajutor calificat. Bărbatul se temea de fapta sa, se temea. Dar în adâncul sufletului știa că a procedat corect. Nu exista posibilitatea de a alege în această situație. Oaspeții, după ce au văzut-o pe bebelușă și au băut ceai cu tort, au plecat. Margarita Carlovna a plecat să-l culce pe aneca. Ei bine, suntem acasă, a început Maxim. Felicitări, acum ești tată! Deocamdată nu în totalitate mai trebuie să mergi la starea civilă și să obții certificatul de naștere al bebelușului, niște fleacuri birocratice. Principalul lucru este că ai luat responsabilitatea și nu te-ai speriat. Olga nu putea să-și ascundă zâmbetul. Mă bucur foarte mult pentru tine, dar mult mai mult pentru Aneca. Iare cei mai buni tați din lume. Asta vom vedea încă, a zâmbit modest Maxim credi cu adevărat că voi reuși? spune părerea ta profesională. Sunt profesor, desigur, dar profilul meu nu sunt acești bebeluși, ai uitat. Oricum, înțelegi, educația copiilor de orice vârstă este mult mai mult decât mine și cred că cel mai important lucru este să iubești copilul și să fii alături de el, să-l susții. Acesta este părerea mea personală și profesională dacă vrei, a spus Olga, râsând contagios. Și, apropo, sunt în concediu de creștere a copilului. Nu există altă opțiune, deși Margarita Karlovna va fi la îndemână. Cu toate acestea, am nevoie și eu. Părinții au promis că vor ajuta. Tu vei veni și tu? A întrebat bărbatul cu speranță în voce. S-a uitat în ochii ei. Olga a dat din cap. Știi că voi ajuta mereu, când e nevoie. Doar înțelegi, Denis nu este foarte mulțumit de comunicarea noastră. Mai ales acum, când Maria nu mai este. Dar ce treabă are Denis? A întrerupt bărbatul. Nu voiam să-ți spunem, deși mă consider moralmente îndreptățită. A murmurat fata. Ți-o amintești cum s-a terminat totul între noi? Desigur, sunt foarte vinovat față de tine, știu. Dar de ce denis și de ce nimeni dintre voi nu mi-a spus nimic? El este cel mai bun prieten al meu. De mult, desigur. Maxim înțelegea că nu avea niciun drept să facă vreo pretenție, dar nu putea să nu-și pun aceste întrebări. El m-a susținut foarte mult, a spus fata, oftând mai greu și apoi expirând. Mi-a fost greu, iar el a fost acolo și a vrut să ajute. Nu a cerut nimic în schimb. Asta m-a cucerit. Nu am spus nimănui pentru că nu voiam să văd reacția pe care o observ acum. Îmi pare rău, dar este corect. A spus fata, cu o voce iritată. Tu m-acuzi de ceva și eu te-am iertat pentru trădare m-am îndepărtat când Maria a apărut pe prag și te-au forțat să te căsătorești cu ea, cu argumente de fier. Am acceptat totul și am înțeles. Nu ți-am spus nimic rău, am fost prietena ta chiar și acum, când ai nevoie de ajutor. Nu ți-am refuzat nimic. Meritam o astfel de reacție? Desigur că nu, Olguță, te rog să mă ierți pentru tot ce s-a întâmplat atunci și pentru acum. Înțelege, sunt mai surprins că Denis ți-a putut spune. Nu voiam. Olguța a spus asta într-un ton care l-a făcut pe Maxim să se teamă să continue conversația pe această temă. Desigur, îmi pare rău, este dreptul tău. Îți doresc din suflet să vă fie bine amândurora. Maxim zâmbea forțat, se străduia din răsputeri. De fiecare dată când își amintea cât de vinovat era față de Olguța. Ei venea să se prăbușească de rușine. Au trecut aproximativ șase luni. Viața lui Maxim nu se schimbase prea mult. În exterior, el stătea acasă cu micuța, dar în fiecare zi micuța creștea, se dezvolta, învăța lucruri noi. Acest lucru l-a bucurat nespus de mult pe bărbat. El înțelegea că nu se înșelase. În decizia sa, el iubea necondiționat fetița și o considera fiica sa. Olga venea din când în când în vizită, iar viața ei se schimba și ea. Acest lucru l-a bucurat și l-a întristat pe Maxim. Încă o iubea foarte mult, dar nu întreprindea nicio încercare de a se apropia de ea. Conștiința nu-i permitea să intervină din nou și să distrugă viața femei iubite. Olga i-a împărtășit lui Maxim o situație care o întrista și o întrista foarte mult se întâmpla că Olga lucra ca profesoară de istorie la școală, dar, pe lângă asta, se implica în mod regulat ca voluntar în orfelinat. Acolo a văzut o fetiță de patru ani. Din păcate, părinții ei muriseră și ea rămăsese singură. Nu avea rude, iar fetița era atât de bună și de cuminte. În general, Olga s-a atașat foarte mult de ea și a început să se gândească să o adopte. Din partea autorităților tutelare și administrației instituției nu au existat nicio problemă. Toți au fost foarte prietenoși și au venit în întâmpinarea ei. De mult timp, și cunoscându-o bine pe Olca, toți erau doar bucuroși să o ajute în această faptă bună. Înțelegeau că bebelușa ei va fi foarte norocoasă cu o astfel de mamă. Dar a fost un singur obstacol. Denis a refuzat categoric, el dorea doar un copil al său, iar pe fetiță, Larisa Valeria, nici măcar nu a vrut să o vadă sau să o cunoască. Refuzul lui a fost brusc, fără echivoc și necompromis. După cum povestea Olga, el se exprima foarte negativ despre copiii cu o genetică necunoscută și o moștenire necunoscută. Ca pedagog profesionist în această problemă, Olga și-a apărat poziția ea credea că cel mai important lucru este educația, iar problema sângelui și a geneticii este secundară. Cea mai teribilă parte a fost că, în momentul certurilor cu logodnica sa, Denis a dat exemplul lui Maxim și al fapta lui neslavită pentru copilul său. S-a căsătorit cu această femeie groaznică. A făcut tot ce i-a cerut. Ar fi făcut asta și pentru un străin? Te-a iubit atât de mult, dar a sacrificat totul pentru sângele și carnea lui. Și nu-mi spune că asta nu înseamnă nimic. Olga plângea, stând în bucătăria lui Maxim și retrăind cuvintele mirelui ei. E îngrozitor, iar eu îl ascult pe el și înțeleg că tu ai sacrificat cu adevărat totul pentru copilul tău. Da, nu contest, dar când s-a întâmplat nenorocirea, nu ai abandonat-o deja știind adevărul. Nu înțeleg cum să-l conving, dacă-mi permiți, totuși, îți voi da un sfat din postura de părinte. Tu nu-l vei convinge niciodată că are nevoie de un copil, el ori vrea, ori nu vrea. Aici niciun argument nu va funcționa. Tu ia o decizie pentru tine și acționează așa cum îți spune inima ta. Chiar dacă Denis nu va fi alături, eu te voi susține, vom fi părinți împreună, singuratici. Maxim zâmbea apoi s-a trezit și a spus, de parcă ar fi fost o scuză pentru el însuși și pentru cuvintele sale. Nu crede că sper la ceva și nu acționez în interesele mele. Pur și simplu m-ai ajutat foarte mult când aveam nevoie de ajutor și de cuvinte de susținere, convingerea unei persoane apropiate că procedez corect. Tocmai de aceea încerc să-ți ofer același lucru, ceea ce a fost necesar. Îți sunt infinit recunoscător pentru tot, pentru că am aneca, Așa că ascultă-te doar pe tine, ceea ce am înțeles cu siguranță în această viață. De la bucurie, expresia feței sale s-a schimbat brusc într-o tristețe profundă. La tine va rămâne doar tu, prin urmare, doar părerea ta are importanță. Aceste cuvinte de sprijin au ajutat-o foarte mult pe Olga să ia o decizie. A decis definitiv și irrevocabil că Valeria va fi fiica ei chiar dacă această decizie îi va costa viitorul soț. Fără a încetini, a început să viziteze fata mai des, să strângă toate documentele și adeverințele necesare. Nu a ascuns nimic de Denis, dar nu a discutat cu el nimic concret. Momentul decisiv a venit neașteptat. I-au sunat și i-au spus că documentele au fost aprobate și că nu există obstacole din partea autorităților de protecție a copilului și a instituției. Asta însemna că Olga putea să o ia pe Valeria acasă. Fericirea femeii nu avea limite. Era gata să sară în sus și să strige de bucurie. Bucuria a fost umbrită de faptul că era necesar să vorbească cu Denis și să pună capăt la toate. A decis să ceară să plece mai devreme de la serviciu. Din fericire mai rămâneau doar câteva întâlniri. Colegii au fost informați despre motiv și au fost foarte fericiți și mândri de ea. De ea și de gestul ei curajos, așa că au fost de acord să o ajute. Profitând de acest climat, Olga a decis să meargă la serviciul lui Denis și să vorbească cu el chiar acolo. Nu-i dorea deloc un scandal sau certuri, așa că locul de muncă era un loc neobișnuit pentru un astfel de dialog, dar destul de logic apropiindu-se de clădirea de birouri unde era situată firma lui Denis, femeia se opri în loc, șocată. Văzu cum Denisul ei mergea cu o tânără frumoasă de mână și, înclinându-se spre ea, o săruta pe buze. A fost ca un trăsnet din senin. Decizia a fost luată instantaneu. Ea nu era genul de persoană care să facă scandaluri în public sau să clarifice relațiile, dar nici nu voia să o facă în privat colectarea lucrurilor ar fi fost inevitabil însoțită de o ceartă verbală. De aceea, Olga a decis să se grăbească acasă și să strângă singură toate lucrurile lui Denis înainte de sosirea lui, pentru a închide doar ușa și a evita explicațiile. Cu entuziasm și adrenalină, fata a alergat până acasă și a împrăștiat foarte repede pe valizele, gențile și saci toate lucrurile din casa ei care îi aparțineau lui Denis. La acest punct, Elanul ei de energie s-a epuizat complet și Olga a început să aibă o durere de cap foarte puternică. După ce a luat o pastilă și și-a umezit un compres pe care l-a pus pe cap, Olga a decis să se întindă în patul din dormitor, închizând luminile pentru a nu-i bate în ochi și a nu irita conștiința în plus. Se pare că pastilele au ajutat-o să doarmă și Olga s-a trezit deja nu chiar din cauza faptului că se auzea cum se învârtea cheia în ușă, ci doar auzind vocea lui Denis. Se pare că nu văzuse lumina în ferestre și a decis că Mireasa încă nu era acasă. El, se pare, continua conversația telefonică, care a fost începută în afara apartamentului. Desigur, Olga putea auzi doar vocea mirelui ei, dar și asta era mai mult decât suficientă. Plătesc cu prisosință pentru aceste riscuri, nu-i așa? Un moment de tăcere mai lung din partea lui Denis. Probabil că interlocutorul îi explica ceva. Nu am nevoie de analogii. Am nevoie de exact acest medicament. Am văzut cum funcționează. Nu am nevoie de rateuri. Dacă a doborât un cal ca Maxim și el încă nu-și amintește nimic, atunci este perfect. Olga a simțit cum un fior rece îi trece prin corp. Se pare că își dădea seama despre ce pierdere de memorie era vorba. Între timp, interlocutorul invizibil al logodnicului ei a terminat să spună ceva și Denis i-a răspuns. La fel, acesta va refuza să bea, așa că este nevoie de o garanție de 100 de procente. Nu trebuie să ne bazăm pe faptul că alcoolul va termina treaba. El va bea și el jumătate de pahar, nu mai mult. Grigore trebuie să fie sigur. Fata nu a rezistat și a ieșit în coridor. Denisa a observat-o instantaneu și, din frică, a lăsat telefonul să-i cadă din mâini, în difuzorul căruia se auzea un glas. Se pare că interlocutorul era încă acolo. Ce să spun? Grigore trebuie să fie sigur că a dormit cu o fată, ca și Maxim. Da, nu mai avea sens să se eschiveze. Trebuia să ia taurul de coarne. Este vorba despre Grigore. Am uitat numele de familie, dar cu care ai o afacere importantă peste o săptămână. Cum intenționezi să folosești medicamentul tău împotriva lui? Denis stătea cu ochii holbați, ca și cum ar fi fost prins în flagrant delict. De fapt, așa era. A înțeles greșit. A început el cu cea mai stupidă și banală frază pe care o putea imagina. Nu era deloc amuzant, dar deja totul era pierdut. Apropo, asta nu este prima ta gafă din ziua de azi. Am fost la locul tău de muncă și te-am văzut cu o fată drăguță cu care te-ai sărutat. Era secretara ta, nu-i așa? Pe fața lui Denis părea că este rău la inimă. Te rog, nu mă mai umilești cu minciunile tale. Olga nu se mai recunoștea. Nu vorbise niciodată așa de sever și dur cu nimeni în viața ei probabil că toată lumea are un limită și așa atins-o. Spunem doar un singur lucru, măcar o dată spunem adevărul, de ce trebuia să-l pui la colț pe Maxim din cauza mea. Denis a oftat. Te iubesc foarte mult. Așa de mult îl iubești, încât îl înșeli. Olga a zâmbit amar. De la tine nu am auzit niciun cuvânt de adevăr. Am strâns toate lucrurile tale, din cauza infidelității tale, chiar mi-a trecut prin cap că sunt nedreptă față de Maxim, pe care l-am iertat, dar pe tine nu pot. Acum, argumentul este altul. Ești și un trădător, cel mai josnic și mai mizerabil om. Te rog, pleacă și nu încerca niciodată să te întorci. Și lui Maxim nu-i suna. Ei voi spune eu totul, singură. La ora ora două, Olga stătea în bucătăria lui Maxim și îi povestea toată povestea. Pentru prima dată în viața ei, coniac. Ce pot să spun? Trebuia să învăț să mă întorc acasă la timp, ca să nu aud ceea ce nu este destinat urechilor mele, a rezumat Maxim. După ce a ascultat povestea până la capăt, Maxim a fost șocat. Tu ești acum serios, Olga? Olga nu se comportase niciodată așa înainte. Îmi pare rău, a fost o reacție de apărare. De fapt, bănuiam ceva similar când am aflat că Ana nu este fiica mea biologică, că am fost înșelat. Și apoi, când am aflat că Denis a fost cu tine, am pus cap la cap toate informațiile, dar nu ți-am spus nimic, pentru că mi-era frică să nu mă înșel. Și să nu-ți stric din nou viața. Dacă ți-aș fi spus, nu cred că ai fi crezut. Acum, când nu mai ești biată, spunem, la ce oră trebuie să plecăm să ne luăm pe Larisa? Cred că acum totul depinde de mine, așa că trebuie să știu, vei veni cu mine, nu-i așa? Desigur, a răspuns Maxim, zâmbind. Olga era rușinos că îi întorsese spatele lui Maxim. El era un om bun și mereu își asuma responsabilitatea pentru greșelile sale. Iar fi trebuit să-și dea seama că nu era capabil să o înșele. A doua zi dimineață, Olga s-a trezit în patul din dormitorul lui Maxim. Când a încercat să înțeleagă ce se întâmpla, în camera a intrat și el. Auzi, somnoroasa, te-ai trezit deja? Am făcut clătite, dacă ești gata, mănânci un pic de borș. Dacă te doare capul, a râs el, noi doi vom face față. Olga nu știa cum să-l întrebe ce părere avea despre ea. Ce mă iei drept? Pentru un maniac. Te-ai prăbușit la masă în bucătărie în timp ce verificam pe Ana. Când am venit înapoi, dormeai, așa că te-am dus în pat și eu am dormit pe canapea. Mulțumesc, că a spus Olga. Îmi pare rău. Bine, a spus Maxim. Du-te să te speli și vino în bucătărie. Nu avem prea mult timp, trebuie să mai facem o oprire acasă la tine pentru a lua un set complet de documente și să mergem la magazinul de copii. Olga a fost surprinsă să vadă că Maxim avea lista cu lucrurile pe care ea îi le dictase cu o zi înainte. Da, a zis el, scoțând o hârtie din buzunarul din spate al blugilor și despăturind-o. Iată lista completă a lucrurilor de făcut și a locurilor unde trebuie să te duc nu am uitat nimic. Am comandat câteva lucruri, le-a dus deja curierul, dar sunt câteva pe care e mai bine să le aleg personal. Mulțumesc mult, a zis Olga. Maxim a clipit și a plecat, probabil să continue să pregătească micul dejun. Olga a ieșit din baie după vreo 20 de minute, înfășurată în halat lui. Nu ești împotriva, dă, ia pe sănătatea ta tot ce-ți place. Dar cum m-am dezmeticit, dar parcă nici măcar nu mă doare capul și miroasea bine. Într-adevăr, clătite, dar cum să nu te bucuri, mănâncă. Ascultă, dacă nu te doare capul, aș vrea să discut cu tine o chestiune importantă. Nici nu știu cum să încep. Nu ne putem speria unul pe celălalt cu nimic, dar da, Maxim era totuși nervos și se temea clar să înceapă conversația mai ales că am devenit amândoi părinți singuri. Poate te-ai mutat cu Larisa la noi, Sania? Nu te speria, e doar o chestiune de pragmatism. Copiii sunt capricioși, bolnavi, noi suntem bolnavi și avem treburi, așa că ne-am putea asigura reciproc. Plus că mai am și pe Margarita Karlovna, care ne poate ajuta. E greu să faci totul singur, așa ar fi mai distractiv și mai ușor nu te speria, m-a zăpăcit Maxim. E doar o propunere de afaceri, nu te propun să reluăm relația noastră. Sunt de acord să-ți dau dormitorul, eu mă mut în sufragerie pe canapea. Larisa poate locui în aceeași cameră cu Sania, acolo e destul loc pentru o tonă de jucării, un pat și tot ce e necesar. Surprinzător de bine suna și rezonabil, dar nu e vorba de o reconciliere. Maxim, desigur, Înțeleg totul. Eu însă mi trebuie să discut asta. Așa va fi mai simplu. Ceea ce am aflat ieri nimic nu mă schimbă. Îmi pare rău, gândurile mele se încurcă tare, e problematic să formulez așa ceva. Înțelegi ce vreau să spun? Maxim a clătinat din cap în semn de înțelegere. În general, dacă totul s-ar fi clarificat la început când am deschis ușa Mariei și Larisei Arcadievna. Dar acum totul s-a schimbat, viața noastră s-a schimbat. Ne-am schimbat, prea multe s-au întâmplat. Propunerea ta este foarte tentantă. Aș fi, probabil, de acord, dacă mi-ai promite că nu nutrești nicio iluzie cu privire la noi ca cuplu. Nu nutresc iluzii, nici măcar speranțe că vom putea oferi copiilor noștri ceea ce au nevoie. O mamă și un tată, și că ne vom asigura reciproc în această dificilă misiune. Iată la ce mă gândesc. Maxim nu s-a prefăcut că nu înțelege. Nu visa să-și revină cu Olga, prea multe s-au întâmplat care i-au rupt, dar știa că Olga este cel mai minunat prieten și om din lume, că îi va putea înlocui fetiței sale mama, și că îi părea că și fiicei Olgăi el ar putea deveni tată. Va încerca să facă tot posibilul pentru asta. Asta e sigur. La această discuție a fost pusă capăt. Ei au decis că este cea mai corectă și logică soluție pentru toată situația în care au căzut. După ce și-au luat Larisa acasă, după o vreme, pare că nici Olga, nici Max nu-și puteau imagina că odată au trăit altfel. Ei, într-adevăr, au devenit o familie. Adaptarea Larisei acasă nu a necesitat atât de mult efort și timp pe cât se așteptau ei. Poate că a contribuit faptul că exista Ana, care era o copilă foarte mică, dar care era foarte distractivă din cauza energiei sale nelimitate. Poate a ajutat și faptul că Olga s-a apropiat foarte mult de fată în avans, iar Maxima a încercat să nu se lase mai prejos, mergând la un psiholog și citind literatură specială despre cum să o ajute pe Larisa să devină parte a familiei, să-i sentimentul de casă și dragoste. Peste trei luni, Olga și-a găsit resursele pentru a se întoarce la muncă. Maxim tot mai stătea acasă cu Ana, dar și Larisa mergea deja de o lună în mod absolut liniștit la grădiniță. Acolo a avut loc o nenorocire neașteptată. La un copilaș a fost ziua de naștere și, după tradiție, părinții lui au adus dulciuri pentru copii. Copiii mâncau, săreau și se distrau, nimic nu prevestea probleme. Deodată, Educatoarea a realizat că lipsește un copil. Femeia a început imediat să inspecteze spațiile și, din spatele unui scaun de copii, a găsit-o pe Larisa care se sufoca, era evident o reacție alergică puternică, un edem cu inc. Mulțumesc lui Dumnezeu că educatoarea era experimentată, nu s-a pierdut și nu a pierdut minute prețioase. Și din fericire, asistenta medicală era la fața locului. A sosit în câteva minute cu un medicament. Nu a eliminat complet atacul, dar a redus intensitatea și a câștigat timp pentru copil, astfel încât ea să poată aștepta ajutorul medical. Din grădiniță, copilul a fost predat medicilor, care au sunat imediat la Olga. Ea a sunat pe Maxim, iar ei au zburat aproape simultan în clădirea spitalului de copii. Acolo îi așteptau vești nu prea plăcute se pare că atacul puternic s-a repetat în ambulanță. Acum, Larisa a fost transferată la terapie intensivă, unde este supravegheată pentru orice eventualitate. Astfel de cazuri severe de alerge la copii sunt rare, dar se întâmplă, așa că este necesar să ne ferim, atât maxim, cât și Olga nu-și găseau locul, nu se îndepărtau de pescara care ducea la terapie intensivă. Abia au așteptat ca medicul curant să iasă la ei și să le ofere informații mai complete despre starea Larisei. Un om în vârstă și obosit a ieșit după aproximativ două ore, când părinții începuseră să-și piardă moralul. Au început să se gândească, fiecare pentru sine, la ce era mai rău. Părinții Larisei? a întrebat el, încruntat. Suntem noi, au răspuns ei în cor. Ați spus că sunteți prieteni, a continuat el. Ce pot să spun? Da, suntem, auzis ei, sărind la doctor din două părți. Ce puteți să spuneți? Nu există informații despre alergii în fișa medicală. I-a certat el ca pe niște copii. Înțelegeți, Larisa nu este copilul nostru biologic, a început să murmure mătușa. Și ce înseamnă asta? Erați obligați să știți. La fetiță a fost o reacție foarte puternică, iar voi nu știați nimic. Mergeți și puneți lumânări la biserică, că putea fi mult mai rău. La aceste cuvinte ale doctorului, Maxim a prins-o pe Olca, care începuse să se prăbușească și să-și piardă cunoștința. Stresul și nervii și-au spus cuvântul, iar când li s-a spus că totul s-a terminat cu bine, femeia nu a mai rezistat s-a trezit de la senzația de ceva neplăcut și respingător. Se pare că îi se pusese sub nas o batistă înmuiată în eter. Ce s-a întâmplat? A întrebat Larisa când s-a trezit. Larisa era în regulă, dar îi era foarte frică. Se părea că medicul se înșela. Iar situația încă nu se stabilise. Auzind că totul va fi în regulă, ea a oftat. Larisa a fost lăsată în spital timp de două săptămâni lungi, pentru a fi examinată și pentru a se întocmi o listă exactă a alergenilor la care copilul era alergic. Mai mult, după atac, era nevoie să fie monitorizată și să fie injectată cu un complex de vitamine și stimulente, pentru a-și recupera și îmbunătăți sănătatea. Probabil, în aceste două săptămâni s-a decis întreaga viață viitoare a acestei tinere și frumoase familii cu copii. Olga a descoperit cu surprindere tot mai multe trăsături și calități pozitive în caracterul lui Maxim. El știa ca pe iubitul ei, ca pe logodnicul ei, ca pe un prieten minunat, vedea că era un tată minunat pentru Ana, dar nu observase niciodată cât de mult îl iubea pe Larisa, de fapt, un copil străin pentru el. Da, Ana nu era mama lui biologică. Dar el se pregătea pentru această paternitate încă din primele luni de sarcină, a trăit cu ea toate momentele importante din viața ei. La început, când Larisa și Olga au venit să locuiască cu Maxima Casă, se părea că totul era o invenție pentru a o readuce pe ea, pentru a-și renoda relația personală, pentru a reveni la discuția despre nuntă. După o vreme, ea a început să nu mai fie atât de sigură. I se părea că Maxim se atașase sincer de fată și o trata ca pe o fică. Dar aceste două săptămâni în spital au spulberat complet îndoielile femei. Maxim se îngrijora atât de mult pentru Larisa, făcea tot ce putea pentru ea, îndeplinea orice capriciu al fetei, obținea medicamentele necesare, care nu erau disponibile. Odată, Olga a auzit chiar cum asistentele medicale discutau despre ei. Una dintre ele spunea că astfel de tați sunt greu de găsit în zilele noastre. Dragoste și afecțiune incredibilă pentru fată. Cealaltă a împărtășit, în schimb, că a auzit de la medici că fata era adoptată. Când a asta, Olga a oftat. Și Olga a început să se gândească din ce în ce mai mult la cât de norocoase erau ele cu Larisa. Larisa îl percepea pe Maxim ca pe un tată și îl numea chiar tata. Poate că nu avea dreptate să nu-i dea bărbatului o a doua șansă. La urma urmei, dacă te gândești, el era pozitiv din toate punctele de vedere. Chiar și faptul că atunci a recunoscut că a înșelat-o. Care a fost planificată și organizată de cel mai bun prieten al său. Și cum a decis să se căsătorească cu Maria pentru copil, apoi a luat un copil străin în creștere pentru că așa nimeni nu a aflat niciodată că Maria i-a mințit pe toți și că Ana nu era fica biologică a lui Maxim. El a ascuns și a protejat acest secret, din nou, pentru binele fetei. Toate aceste gânduri nu-i dădeau o căi, în ciuda calităților pozitive ale lui Maxim, trecutul încă nu o lăsa să respire pe deplin. Ea îl iubea foarte mult, iar el îi provocase durere. Poate că inconștient, accidental, din cauza trădării și a josniciei oamenilor necinstini, dar durerea pe care o provocase era foarte mare. Atunci nu putea respira. Părea că inima îi va ieși din piept și se va sparge de asfalt. Dar un moment de cotitură a schimbat-o pe Olga și îndoielile ei la 180 de grade. A venit la spital puțin mai devreme decât de obicei. Întâlnirea de la serviciu a fost anulată din cauza bolii directorului a privit în salonul fiicei sale, dar ea nu era acolo. Înspăimântată, Olga a fugit la postul asistentelor medicale. Acolo, o fată drăguță s-a mirat că femeia nu era la curent. Astfel, soțul dumneavoastră vine adesea în acest moment, ia fica și merge să joace cu ea pe alt etaj. Unde merge să joace? Îmi pare rău, la noi la etajul inferior este o cameră pentru copii, a explicat răbdător asistenta medicală. Aici nu este permis din cauza regimului. Acolo pe etaj stă un băiat, Constantin, el este dintr-un orfelinat. Și iată că unii părinți îl iau sub protecția lor, îl distrează pe rând. Își duc copiii să se joace cu el, îl răsfață pe cât posibil, pentru că este singur. Mulțumesc, a strigat Olga, deja pe fugă. I se făcea neașteptat de dor voia să vadă din lateral ce se întâmplă acolo. S-a dovedit a fi adevărat. Maxim cu Larisa și încă câțiva copii stăteau în companie, se jucau, se distrau. Maxim însuși era atât de absorbit de copii, de joc, încât nici măcar nu se distragea, nu se uita în jur și nu observa deloc prietena. Olga s-a întors în confuzie la etajul unde era camera fiicei ei și s-a apropiat din nou de asistenta medicală. Îmi pare rău că vă deranjez din nou, probabil că vi se interzice să spuneți, dar ce are băiatul la care merge al meu? Da, nu vă faceți griji, el este pe reabilitare după pneumonie, a răspuns asistenta medicală Oxana, așa cum era indicat pe etichetă. Probabil, se temea că Olga va întrerupe idilia, îngrijorându-se de sănătatea fiicei sale. Olga, între timp, se gândea la cu totul altceva cu Maxim nu voia să discute acest subiect încă. Dar cu Larisa, când au fost singure, a întrebat-o, am aflat că tu și tata mergeți la băiatul Constantin să jucați, îți place. El este bun, a răspuns fata, gândindu-se. Verificând solul, a decis să se întâlnească și ea cu băiatul. Poate că vom merge și noi la el? Da, Clarisa, a fost foarte încântată de propunere și a început să se tărască din pat. Când au venit, copilul stătea singur în cameră. S-a dovedit că unul dintre vecinii săi a fost dus la proceduri. Iar ceilalți doi au fost externați astăzi. Constantin stătea singur și se plictisea. Abia acum Olga a realizat, privind cu atenție, că fața era familiară. L-a văzut pe băiat în orfelinat unde a fost și de unde a luat-o pe Larisa. Constantin era cu un an mai mare decât fica ei. În orice caz, aparent, se înțelegeau de minune. Era clar că comunicarea le oferea plăcerea mândurora. Și băiatul însuși a făcut o impresie foarte plăcută pe Olga, rezonabilă și serioasă. Doar ochii, foarte triști. După această vizită, Olga a vrut deja să vorbească cu Maxim la cină ca de obicei, vorbeau despre știrile de peste zi și despre copii. Bărbatul abia nu s-a necat când Olga a spus brusc, dar pentru fericirea de plină ne trebuie un fiu. Da, am înțeles că l-ai găsit deja. Femeia zâmbea. L-ai văzut pe Constantin și chiar cum te joci cu el. Ai luat în grijă cu alți părinți, te-ai familiarizat, nu-i așa? Da, am mers cu Larisa la el în vizită. Și cum ți se pare? Cred că este minunat. Tocmai pe el Nil lipsea. Când Larise i-a venit timpul să fie externată din spital, a trecut doar o săptămână, iar părinții ei au realizat deja imposibilul. Aveau deja toate informațiile despre băiat, despre statutul său de adopție și despre șansele lor de a deveni părinții săi. Directorul orfelinatului o cunoștea pe Olga din cele mai bune părți și a contribuit la faptul ca ea să devină mama Larisei. Din partea ei, directoarea ar fi fost fericită să-l dea pe Constantin în această familie minunată, dar, băieți, nu sunteți căsătoriți. Dacă vreți o tutelă comună, atunci trebuie pur și simplu să încheiați un căsătorie legală. Nimeni să nu spună că am zis eu asta, dar bine, fie că va fi fictivă, din cauza copilului. Nimeni nu va sta cu o lumânare lângă pat, trăiți cum doriți. Oricum, locuiți într-un apartament, nu? Da, acum vrem să vindem al meu și să ne extindem, pentru ca fiecare copil să aibă o cameră separată, a răspuns Olga. Și minunat, așa că sfatul meu, dacă nu vreți probleme din partea autorităților tutelare, nu vă tot drăguți cu câinele. Eliberați totul oficial. Fără aprobarea lor, oricum vă vor forța, doar veți pierde timp. Bine, vom gândi, a clătinat din cap Maxim. Când au ieșit din clădire, el a întrebat, ascultă, înțeleg cât de neplăcut este pentru tine tot asta, cum s-a terminat în ultimul rând declarația noastră de căsătorie, dar aici, de dragul copilului, poate că vei fi de acord să fie fictivă directorul nu ne-a înșelat, probabil. Bărbatul Balbaia, acest dialog îi era greu. Nu, a tăiat -o Olga. Bine, vom gândi mai departe. Maxim a părut necăjit. Nu, nu mai înțeles. Nu vreau să mă căsătoresc cu tine fictiv, dar acum chiar nu înțeleg. Pur și simplu cred că dacă devenim părinții a trei copii, tu iei în adopție risa eu iau în adopție Ana și împreună adoptăm pe Constantin, atunci merităm o cerere de căsătorie mai bună. Ea stătea și zâmbea, iar Maxim era evident că nu înțelegea nicio aluzie sau pur și simplu se temea să creadă în realitatea ceea ce se întâmpla. Prostule, îngenunchează și fă o cerere normală, până nu-mi schimb părerea. Olga stătea și râdea, bucuroasă, observând reacția lui Maxim. El, la rândul său, Stătea și clipia, neputând să-și creadă norocul. Tu! Tu ești serios, nu glumești! Olga a sărit la el în brațe și l-a sărutat strâns, dovedind astfel toată seriozitatea intențiilor sale. În aceeași zi, au mers la primărie și au depus o cerere pentru cea mai apropiată dată. Nu au trecut nici două luni, când toată familia s-a adunat în bucătăria mare: mama, tata două fiice și un fiu. Pentru toți ei, aceasta a fost o fericire absolută. Era ca și cum în viața lor nu s-ar fi întâmplat nimic rău, totul a trecut ca un vis urât. A meritat. A întrebat Maxim. Au fost multe lucruri rele, dar acum suntem împreună, suntem o familie și totul a trecut ca înți fumul alb. Suntem cinci și suntem împreună, ne avem unul pe celălalt. De fapt, suntem șase, a zâmbit Olga, punând mâna pe burtă. Dacă în acel moment Maxim nu ar fi ținut o în brațe pe Ana și nu i-ar fi dat de mâncare, ar fi sărit la soția lui imediat. Tu ești serioasă? Nu pot să cred. M-am aflat acum douăzeci de minute, și tot mă gândeam cum să spun. Ce să spun. A întrebat Larisa, tulburată. Ce să spunem? a întrebat Constantin pentru sora lui. Veți avea un frățior sau o surioară? Pe cine vreți mai mult? Un frățior. A strigat fericit Constantin, încercând să-l întrerupă pe Larisa. O soră. Încă o soră. A strigat Larisa. Părinții au râs, iar copiii au râs după ei. În sfârșit, Viața acestor oameni a fost luminată de râsul frumos al copiilor.